Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Așa cum este. Azi discutăm despre vârstnicii din Republica Moldova. Statisticile arată că o persoană din șase are vârsta de peste 60 de ani în țara noastră, iar prognozele spun că în 5-10 ani s-ar putea să avem ca fiecare a patra persoană să depășească această vârstă. Vorbim azi despre bătrânii și bătrânii singuratici în grija cui rămân, așa cum este. La emisiune participă Simeon Tatarov, primarul orașului Rezina. Bine v-am găsit. Și Natalia Postolache, directoarea Asociației Obștești Casmed. Bine ați venit la Rezina. Mulțumesc pentru invitație. Am invitat la această emisiune și alți responsabili, dar care, fie din motiv de boală, fie din alte motive, nu au ajuns la această emisiune. Vom urmări și un reportaj din localitățile raionului Rezina, din satele raionului Rezina. Și pornind de la situația bătrânilor în general, cum vedeți dumneavoastră, cum își duc bătrânețele vârstnicii din Republica Moldova? Domnule primar, cum vede administrația publică locală viața bătrânilor din țara noastră, în regiuni? Cu păreri de rău, eu aș putea să mă expun pe dimensiunea ce țin de area orașului Rezina. Nu e ușoară, nu e simplă. Trăim într-o era migrației, a globalizării și din cauza că persoanele ajunse la vârsta înțelepciunii, la o vârstă frumoasă, ar trebui să fie o vârstă frumoasă, au rămas singure și deseori din cauza că au și feciori, fiici, nepoți, care au și vize de reședință în imobilele care le dețin, care le-au construit pe parcursul vieții, au ajuns într-o dificultate și nu pot fi asistați de autorități și bine și nicio statistică bine pusă la punct din partea autorităților publice, cât centrale, atât și locale, nu prea o deținem. Noi și ne-am propus să facem o statistică ca să putem interveni și să putem asista bătrânii, ca să pensionarii, ca să se descurce mai bine în situația în care se află. Cum vedeți dumneavoastră prin prisma experienței pe care o dețineți? Sunteți de foarte mulți ani în Republica Moldova, aveți o experiență directă de îngrijire a acestor bătrâni, mai cu seamă celor singuratici și adulților cu dizabilități în Republica Moldova. Viața bătrânilor, din păcate, este diferită. Da? Dacă să luăm o parte din bătrâni, să mă refer la cei din municipiul Bălți, care au niște pensii decente, da? Care au pensii și de 34-5 mii de lei și mai mult, o duc mult mai bine decât acei bătrâni care au pensii mult mai mici, da? În jur de 1.200-1.400 de lei, să zicem așa, în special acei vârstnici care au lucrat pe vremuri în agricultură. Și în special cei care nu au copii, o duc rău de tot. Zilnic deschidem ușa la vârstnici care pun focul odată în 2-3 zile. Vârstnici care, după ce primesc pensia, practic într-o săptămână, două, nu mai au ce să pună pe masă. Vârstnici care, când intri, nu găsești decât o coajă de pâine și un pahar de apă. Vârstnici care, deși au copii, au plecat undeva copiii și au uitat de ei, necădând la faptul că am văzut foarte des vârstnici care au și 9, și 10, și 12 copii. Și pur și simplu sunt șterși din memoria copiilor, să zicem așa, adică au fost dați uitării și s-au transformat în oameni ai nimănui. La fel întâlnim vârstnici care au fost cumva privați de proprietatea pe care o aveau, cumva de apartament sau de casă, de careva din rude, le-au promis că vor avea grijă de ei în caz că au nevoie și la fel i-au dat afară din casă. Avem vârstnici care au fost găzduiți, zicem așa, de vecini cu inimă mare sau de alte rude mai îndepărtate, din cauza că au fost alungați de copii sau de nepoți. Vedem de toate, da? Dar și vedem vârstnici care își continuă sau își trăiesc bătrâneța cu demnitate, se implică în diferite acțiuni la nivel de comunitate. De asta zic că viața este extrem de diferită. Este tot timpul în legătură cu aspectul financiar și asigurarea materială legată această implicare?
despre care vorbiți acum? Nu neapărat și de ce o să zic de faptul ăsta, fiindcă ca și orice adult, dar orice om angajat în câmpul muncii, cineva este super satisfăcut și mulțumit cu ce are 3-4 mii de lei, cineva are și 20-30 și tot zici că nu-i ajunge. Da? Depinde de valorile pe care le-am împrumutat. Aș vrea astăzi să vorbim mai mult despre cei bătrâni care, de fapt, au rămas în afara grijii statului sau chiar în grija nimănui. În 11 raioane ale țării, Asociația Obștească Casmed îngrijește de bătrâni. Vă rog să ne spuneți care este atitudinea administrațiilor publice locale, pentru că, de fapt, acești bătrâni în grija cui rămân? În grija primarilor, în grija autorităților publice locale. Știți, misiunea noastră este ca să sprijinim pe cei care au nevoie. Pornind de la aceasta, avem diferite abordări. Da? Sunt situații când mergem noi la autorități publice locale și le propunem sprijinul ca să dezvolte servicii. Avem și extrem de multe exemple când primarii vin la noi în căutarea de sprijin și nu numai la noi, merg și la alte organizații neguvernamentale sau instituții existente din țară care pot să ofere sprijin. Iar își ține de, cum am zis, de capul, de conducătorul satului sau orașului, da? Cine stă în frunte de primar. Și de asta noi suntem, zicem așa, ca Casmed norocoși, deoarece ne-am început activitatea în 5 localități, acum suntem în 47, numai datorită sprijinului, da, și deschiderii pe care am găsit-o din partea autorităților publice. Primarilor. Exact, adică fiindcă noi dezvoltăm servicii doar în localitățile unde avem deschidere totală din partea autorităților, fiindcă ei vin cu un sprijin financiar. Vom reveni și la formula financiară, exact, și la cum se colaborează. Republica Moldova are foarte puține statistici și chiar nu știe câți oameni în realitate au nevoie de îngrijiri la domiciliu, dincolo de cifrele standard care le avem, câți prestatori de serviciu avem în țară de îngrijire la domiciliu și prestatori nu avem niciun mecanism. Neguvernamentale aveți. Da, da, desigur, da. Pentru că dacă ne întoarcem la ceea ce face statul pentru acești oameni, deja și rapoartele naționale și internaționale ne spun că aceasta se limitează la asistența socială, pensii și asigurarea socială. Nu vorbim mai mult decât, da? Și o să revenim și la procentul celor pe care CNAM îl oferă pentru asemenea servicii. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, aici la Rezina, cum vă asigurați, odată ce nu dispunem de aceste date și studii, pentru că când ai pe masă niște cifre, știi cu ce să operezi și cum, în care încotro te faci niște strategii. Dumneavoastră, cum vă asigurați că ceea ce faceți aici, cum acționați dumneavoastră în Rezina, ca primar, corespunde, de fapt, sau răspunde necesităților reale ale bătrânilor? Vorbesc mai mult despre aceștia care au, cei bătrâni care au nevoie de îngrijire. Practic, prima jumătate de an de mandat, începând din iulie și până la sfârșitul anului 2015, m-am ocupat de evaluarea situației, reieșind din solicitările care parveneau de la potențialii beneficiari de servicii medicale, de asistență socială la domiciliu, servicii medicale la domiciliu. Și când vezi că valul ăsta te ia, te duce deja, nu mai faci față cerințelor, faci evaluarea, faci o statistică. Din statistica care am făcut-o și colectând datele care le avem în oraș, din 14.000 jumătate de locuitori, am avea 5.600, o cifră de 5.600 de pensionari. Că ăștia ar fi pensionari, nu pensionari de vârsta a treia, să spun așa, de vârsta înțelepciunii. Că noi avem pensionari la MAI, pensionari la Ministerul Justiției, adică care sunt la 35 de ani pensionari. Dar sunt pensionari. Deci nu toți dintre aceștia 5.600 au nevoie de atenția celor organizații și autorităților. Nu în ultimul rând, evaluăm situația care serviciile care le prestează de asistență socială și medicală nu prea. Direcția asistență socială din cadrul Consiliului Raional, ne dăm seama că acolo sunt niște criterii de eligibilitate. Și deseori, un potențial beneficiar care mă întorc și am voi repeta, noi trăim într-o epocă a globalizării, a migrației totale, practic. Și când copiii pleacă, a vorbit și doamna director, copiii pleacă, nepoții pleacă, dar având viză de reședință, ori acte de moștenitor la imobilele în care locuiesc,
Deja nu sunt eligibili pentru a fi ajutați de stat. Nu mai sunt eligibili de a fi asistați de stat. Și iarăși avem niște statiști din partea direcției sociale. Ei își permit să asiste acolo din punct de vedere datorită asistenței financiare alocate pe o perioadă concretă de timp, au de pildă în jur de 400 de beneficiari. Da, șeful direcției sociale din cadrul Consiliului Regional Rezina, Boris Artin, ne-a anunțat că are puțin peste 400 de beneficiari care sunt de serviciu, de lucrătorii sociali. Da? Asta perioada de un an de zile. Ajutorul de stat. Da? Perioada de un an de zile. Dar ei n-ar fi 400, ar fi 400 dacă facem statistica unui an. Dar pe perioada unui an de zile se întâmplă așa, că jumătate de an a beneficiat. Este o fluctuație, ca este să o fluctuație, da. Dar în total, datorită fluctuației, este ar beneficia 400. În realitate? În realitate necesarul este mult mai mare. Iată, când vorbim despre lista asta de așteptare, foarte des folosește și de organizații neguvernamentale și de stat acest termen pe care, de fapt, noi nu-l găsim oficial, că este o listă de așteptare, iată. Deci sunt niște cereri depuse la primărie care rămân pe masa primarului și așteaptă să găsească o soluție. Vorbind despre această listă de așteptare, tot este un semn mare de întrebare. Cum nimeresc oamenii în lista aceasta de așteptare? Și pentru că unii angajați, chiar din cadrul din domeniul asistenței sociale, își permit să spună că ei, lista asta nu mai este așa de mare de așteptare, dacă se iei rău în Rezina chiar. Și dacă doamna o doare un umăr sau o doare după cap, e vrei repede în lista de așteptare. Dar nu are aceasta este un simbol, un imbold că anume această persoană are nevoie de îngrijire la domiciliu. Poate de asta și o doare, pentru că are o boală, are o maladie, are o durere. Criteriile de a nimeri în listă a potențialului, adică a beneficiarului de asistent social ori medicală la domiciliu, direcția socială nici nu prestează servicii de asistență medicală la domiciliu, numai asistență socială prin intermediul lucrătorilor sociali. În orașul Rezina sunt 6 lucrători sociali și deseori beneficiarul nimerește în listă, este ghidat de asistenții sociali, care avem 3 asistenți sociali comunitari în orașul Rezina. Pe o perioadă de 2 ani de zile am lucrat cu 2. Au fost perioade când am avut și un singur asistent social, ceea ce era ieșit din comun cu tot. Și iată, asistentul social comunitar, mergând în teritoriu și evaluând situațiile în care s-au pomenit persoanele despre care vorbim, pensionarii, care nu vreau să-i numesc persoane de vârsta a treia, nu știu, poate așa e bine, dar cred că e vârsta înțelepciunii când și-au depus. E vârsta vârstnicii, care ar trebui bătrânii. Deci noi acum avem scopul să aflăm. Bine meritat. Da, așa deci, dincolo de ceea ce ne-a spus dumneavoastră acum, că există aceste criterii de eligibilitate care tot timpul vă pun în dificultate ca primar să luați o decizie sau pe cei care sunt responsabili să trimit un ajutor social acestor bătrâni, că au copii cu vize de reședință, că au o pensie care cu 50 de lei este mai mare și deja rămân în afara acestei liste. Lista de așteptare mai vine să fie influențată acest proces de includere a persoanelor în lista de așteptare și de atitudinea funcționarilor care își permit din start să creadă că nu ar merita persoana să nimerească. Spun asta pentru că am fost în sat și am vorbit cu mai mulți beneficiari și am vorbit cu persoane care nu sunt beneficiari nici asociații CASMED și nu au niciun ajutor, dar am văzut că au nevoie de acest ajutor. Am fost în casă la ei și am văzut că ei au nevoie și nu sunt vinoveți cu nimic, că au 4 copii care sunt peste hotare și ei nu trebuie să fie lăsați în voia sorții. Despre asta vorbesc. Că dincolo de ceea ce numim legislația imperfectă sau poate punerea aplicare, mai este și atitudinea funcționarilor. Eu am să rog, iată, prin intermediul chiar și a emisiunii respective, am să rog persoanele care din oraș, vreau să mă expun pe dimensiunea oraș, dar cred că e valabilă și pentru raion. Ca o persoană care
este în situația de a beneficia, care a ajuns într-o imposibilitate de a se asista singur, pe dânsul de a se descurca singur, numai decât să intervină la președintele raionului, ce țin de oraș, să intervină la mine la direct, pentru că nu există situații imposibile. Totul este posibil. Dar din cauza, nu știu care, să zic moldovenește, načelnik, da? Nu vrea să îl include sau nu vrea să îl asculte, să îl ajute, numai decât să se adreseze și să trăiască după principiu. Bate și se va deschide. Dumneavoastră, cum vă asigurați că și cum calculați, odată ce avem lipsa acestei statistici, cum vă orientați în strategiile pe care le aplicați pentru a asista acești bătrâni? De unde luați informații? Cum aflați că, uite, în satul ăsta am nevoie de atâția? Mergeți la primărie. Cum aflați? Da, exact. Aveți dreptate. Mergem la primărie, avem întâlniri cu primar, cu consilieri, cu asistenți sociali din localitate, cu lucrătorii sociali, implicăm medicii de familie, asistentele medicale, facem o ședință cu diferite persoane cheie din localitate. Și după aia asistența socială ne pune la dispoziție listele cu beneficiarii care la moment au nevoie de servicii și nu sunt acoperite de către alți prestatori, fiindcă prestatori de servicii avem publici și privați. Prestatorii publici sunt direcțiile de asistență socială sau centrele medicilor de familie, iar prestatorii privați în Republica Moldova reprezintă organizațiile neguvernamentale, fundații sau deja sunt și SRL-uri care sunt prestatori de servicii. Acum, de ce v-am întrebat? Pentru că am solicitat și Ministerului Sănătății și Protecției Sociale și Familiei informații despre câte persoane au nevoie în realitate de ajutor și îngrijire la domiciliu în Republica Moldova, numărul prestatorilor de servicii sociomedicale la domiciliu și mecanismele pe care le folosește statul pentru a calcula, spre exemplu, cât costă o vizită la domiciliu, în mediu, na, că nu poți calculezi, în general, un cost pentru toate vizitele, dar în funcție de necesități. În mediu se poate de calculat sau niște mecanisme de calculare, în general, a costurilor de îngrijire. De obicei, ce se face? Se dă un procent din buget. Și cu asta rămâne, cum a spus și domnul primar, că dacă există o sumă alocată, te limitezi la ea. Vorbim de lucrătorii sociali și de îngrijirea statului. Banilor publici, așa prevede legislația. Așa. Și cum dumneavoastră, cum sunteți afectați de faptul că statul nu vă oferă aceste date și nu există aceste date în activitatea dumneavoastră? În calitate noi de prestatori privați de servicii, venim în suport serviciilor existente sau servicii prestatorilor publici care nu reușesc să facă față nevoie. În calitate de prestatori privați, iarăși avem posibilitatea să atragem fonduri din afara țării, că ați vorbit un pic despre finanțarea din afara țării. Păi iată, cu ajutorul donatorilor, dar care au fost interesați ca să sprijine dezvoltarea sectorului de îngrijiri sociale și medicale la domiciliu, ne-am pus și noi întrebarea. De cât de mult sunt de Uniunea Europeană, adică numai de Uniunea Europeană. Asta cât, tot trebuie să o cât de menționăm. Mult să mergem în dezvoltarea serviciului, cât este de important pentru Republica Moldova, cât este de necesar și dacă este sau nu este, ținând cont de îmbătrânirea demografică despre care vorbim astăzi la nivel de toată țara. Am avut diferite întruniri cu reprezentanții de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ei singuri au fost curioși să vadă care este situația, fiindcă la moment, la nivel de țară, nu avem o cartografiere, da? Vis-a-vis de numărul de prestatori existenți. Arie de acoperire, da? Ce zone sunt acoperite cu servicii, îndestulate cu servicii, care regiuni sau raioane nu prea sunt. Unde ar fi nevoie de crescut numărul de prestatori, de crescut numărul de servicii pentru beneficiari
Și pentru a realiza sau pentru a răspunde la aceste întrebări, mai bine zis, am decis împreună că este necesar de realizat un studiu la nivel de toată țara. Și anul trecut... Împreună organizațiile neguvernamentale și statul. Ministerul. Anul trecut, da, am mers cu un demers către reprezentanții ministerului să vedem dacă este interes pentru acest subiect. Am avut un răspuns pozitiv, deoarece este necesar acest studiu, toți sunt curioși să vadă niște cifre. Respectiv, pentru că ministerul așa și nu ne-a putut oferi datele acestea pe care le-am solicitat și... În cât de curând putem să ne așteptăm? Din motiv poate că datele care există nu sunt comprehensive, da? Nu includ și prestatorii privați, din cauza asta că sunt dea date eronate, posibil de asta nici nu vreau doar pe cele care vizează prestatorii publici. Dar anul trecut a fost lansat studiu, s-a început în luna septembrie, a fost contractată compania Centrul de Analiză Sociopolis, care... realizează sau a realizat în septembrie până acum. Acum este la etapa de definitivare a studiului dat. De asemenea, ei vor fi asistați și de către un expert internațional care le va oferi consultanță ca să definitiveze studiul. Estimăm ca în luna mai studiul să fie făcut public. Va fi o conferință națională de lansare a lui, unde vor fi dezbateri publice împreună cu reprezentanții de la diferite instituții, minister, Compania Națională de Asigurări, prestatori publici, privați, pe marginea studiului dat. Așa vom aștepta să vedem aceste cifre, pentru că nu este prima dată când și jurnaliștii vor să abordeze subiectele din acest domeniu și nu au la îndemână niște cifre cât de important ar fi subiectul X sau Y să fie primordial pentru a fi abordat. Și în acest context apare întrebarea cum poți să faci față acestor provocări, am în vedere îngrijirea acestor bătrâni, odată ce nu știi care este peizajul fără statistică, real, nu știi cum se gestionează situația. Cum apreciați dumneavoastră, știu că țineți un contact și cu CNAM-ul, cum apreciați aceste alocații care se fac anual pentru serviciile comunitare, dar acolo se includ și alte servicii? Dacă să vorbim despre servicii sociale, atunci ele sunt împărțite în trei categorii. Avem servicii sociale primare, avem servicii sociale specializate și avem servicii sociale de specializare înaltă. Dacă vorbim de serviciile de îngrijire la domiciliu, serviciile sociale de îngrijire la domiciliu sau serviciile medicale, da, ele se regăsesc în serviciile sociale primare, da, care responsabilitatea pentru a asigura cetățenii cu aceste servicii le revine autorităților publice locale. Finanțarea pentru serviciile astea pentru serviciile sociale vin din bugetul consiliilor locale. Pentru serviciile medicale de îngrijire la domiciliu, finanțarea vine de la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Acești oameni care rămân singuri, ei au acces, de fapt, același acces la aceste servicii ca și cealaltă lume, ca și ceilalți oameni. Deci nu este un efort suplimentar special pentru acești oameni. Nu, acces la servicii sau dreptul la servicii sociale și medicale de îngrijire la domiciliu are orice cetățean în Republica Moldova. Exact, asta este condiționat, da, așa prevede legea. Da, însă sunt regiuni ale țării unde au intervenit sau s-au dezvoltat mai mulți prestatori și atunci evident că pot să asigure un acces mai mare pentru cetățeni și sunt regiuni unde sunt mai puțini prestatori. Respectiv, dacă nu există prestatori acolo, nici omul nu prea poate să acceseze servicii, adică nu le are. Asta. Și acum când noi cunoaștem că sunt 10 de sate și undeva am văzut o statistică că peste 150 de sate din Republica Moldova nu au un medic de familie, putem doar să ne imaginăm care este accesul la servicii medicale a bătrânilor care stau singuri în casă și nu pot chiar să iasă din casă. Aici aș propune să revenim la exemplul Asociației Puștești Casmed, care deja în toți anii săi de activitate a deservit peste 7500 de beneficiari din 47 localități, din 11 raionele țării. Vom viziona acum un reportaj realizat de reporterii Așa Cum Este la Echimăuț și în orașul Rezina, după care venim în studio.
Datorită serviciilor de îngrijire socială și medicală oferite de Asociația Obștească Casmed, au beneficiat în ultimii 7 ani de îngrijire la domiciliu în comunitățile lor peste 7500 de vârstnici și persoane cu dizabilități din 47 de localități din Republica Moldova, circa 2000 de beneficiari fiind din raioanele Șoldenești și Rezina. Mulți sunt plecați, copiii, ei singuri, greu. Cererea de a ajuta bătrânii este în prezent și în permanent este. Că în timpul de față, de la bugetul de stat, noi avem 3 persoane care acordă oarecare ajutor, acordă ajutorul social la 30 de persoane, fiecare 30 persoane. Și totodată avem susținerea Asociației Obștești Casmed, care tot avem angajate 2 fete care au grijă de 30 de persoane, soră medicală care tot de 20 de persoane le acordă ajutor acolo de masaj, de tensiune, de medicamente de a le acorda. Satul Echimăuți este una dintre primele localități din raionul Rezina care a reușit un parteneriat al primăriei cu Asociația Obștească Casmed. În ultimii 4 ani, dincolo de ajutoarele materiale, vârstnicii solitari din sat sunt ajutați și îngrijiți la domiciliu, fie lucrări în grădină, fie o căldare cu apă, spălatul rufelor, până la proceduri de tratament sau chiar alinare a durerilor. Și restabilim funcția nervului. Așa începe o zi de muncă a asistentelor sociale și medicale din satul Echimăuți, raionul Rezina. Lucrătorii sociali din partea statului vin în ajutorul a 30 de bătrâni singuratici din sat. Alte 20 de persoane care ar fi putut rămâne în lista de așteptare pentru îngrijiri la domiciliu sunt asistate de Asociația Obștească Casmed, care pe lângă asistență socială le oferă și asistență medicală. Eu am 5 ani de amă de când sunt în organizația asta. Și vin și mă întreabă și mă este ea și îmi schimbă procedurile, îmi face ce ai face. Dacă am nevoie de injecții care le primesc eu de la punctul din sat, mi scrie doctorul de familie. Și sară pe murget, deci, și dimineață tare și că e energică, așa, e umanoasă, e face bine. Eu lucrat o viață sor medicală și știe de unde le iei și unde le pui. Galina Negura activează în calitate de asistentă medicală la Asociația Casmed de aproape un an de zile. Are în grijă ei 20 de bătrâni din sat. Până nu fi serviciul ăsta, parcă erau uitați de lume. Proiectul de acum e de 4 ani la teritoria satului. Oamenii în tate sunt foarte mulțumiți. Doamna Florica Marcu la noi e beneficiară de acum de o jumătate de an. Picioarele domnei ei s-o leacă inflamate. Am o idee cu mine sau procedura cu... are ca scop ca să mărească vascularizarea sângelui, ca să are acțiuni antiinflamatoare, de asemenea are acțiuni antipiretică, antireumatică. Toată viața a lucrat la câmp, statnică am fost la tepliță, la titiun, la răsad, am lucrat pe deal, am fost doiarcă. Noaptea lucram la școală oboștă când făceam casă, nu era greu, dar ziua lucram la deal la norme. Tensiunea e bună. Eu sunt 30 pe 80. Bună tensiune. Brava, bunica. Tensiune nu ai probleme. Nici cu picioarele nu mă simt așa de rău de când vine dumneai, doamna Galina, aici la... și mă patronează. Punim ce avem azi de făcut? Azi avem de făcut să ne aduce apă. Apă, în primul rând? Și să ne aduce acolo... Lemne. Geanta e goală. Gălețele-s goale. Bravo. Și poftim. Pentru Livia Gobjilă, să fie lucrător social, Asociația Casmed reprezintă o șansă unică de a rămâne acasă alături de familie și să nu-și mai caute rostul printre străini. Cu asta mă mulțumesc că nu lepăd copiii să mă duc pe hotare. Dimineața de școli ieși și la serviciu. Spălatul lingerii, hainelor grele, aducerea acasă. Între lucru în grădină când e primăvara, între curățenia în casă este generalul și este pe săptămână care. Aducerea apei, aducerea lemnelor, ajutorul la pregătirea hrănii. Sunt bătrânei care sunt pasivi, poate nu dormi noaptea, poate au avut ceva grijă. Vrei să o încurajezi și de a schimbă deodată dispoziția. Și când băbuța s-a rădit, râd și tu. Și uiți problemele de acasă și băbuța uiți problemele care le-au avut. Serviciul de îngrijire la domiciliu în Echimăuți avem angajați 2 lucrători sociali care deservesc 40 de persoane vârstnice și o asistentă medicală care îngrijește de 20 de beneficiari.
Pe lângă faptul că în cadrul proiectului au fost create 4 locuri de muncă, bătrânii au permanent un suport la necesitate, că comunitatea are o mai bună monitorizare, da? Sau o mai bună cunoaștere a situației existente, împreună cu ONG-ul partener local Caritate Chimăuț, suntem permanent la curent cu nevoile vârstnicilor din Chimăuți, cu problemele cu care vârstnicii din localitate se confruntă și împreună cu autoritatea locală încercăm să le venim în ajutor în măsura posibilului. Pe an ce trece, numărul vârstnicilor crește, da? Respectiv și nevoia pentru servicii, fie sociale sau medicale, la fel este în creștere. Din experiența noastră observăm un procentaj mai mare de solicitări la sate, fiindcă la oraș plus minus mai sunt instituțiile de stat sau instituții private, ca, cum ar fi Casmed, care pot să ofere astfel de servicii la domiciliu. Potrivit experților, Republica Moldova nu dispune de studii oficiale ce ar reflecta numărul real al persoanelor care necesită îngrijiri la domiciliu, numărul exact al prestatorilor de asemenea servicii și nici mecanisme de estimare a costurilor de îngrijire. Formula de acoperire financiară a acestor servicii, prevăzută în cadrul parteneriatelor între primării și Asociația Casmed, presupune și contribuția beneficiarilor cu circa 10%. Bună oară, primăria orașului Rezina este gata să achite și cota beneficiarilor pentru a stimula în comunitate acest model de îngrijire a vârstnicilor și bolnavilor. Ne-am propus să-i asistăm pe locuitorii orașului, chiar să și astea 10% cumva să le compensăm noi, pentru că persoanele sunt foarte rezervate când ajung să plătească 10 lei pentru o vizită a unui lucrător social la domiciliu sau a infirmierii, asistentului medical, și sunt rezervați. Totodată, aceleași persoane ne învinuiesc de lipsă de asistență, de implicare din partea statului în soluționarea problemelor cu care se confruntă. Lipsa de informare, ori lipsa de percepție a ce înseamnă proiectul respectiv, oamenii sunt foarte rezervați și din cauza asta, plus lipsa de informare, pe undeva este și o rezervă din partea asistenților comunitari, pentru că apare pe undeva și o concurență. Și asta e bine, normal, orice societate, chiar începând din domeniul comercial, când este o concurență, se dezvoltă, se naște calitate. Și asta și ne-am propus. Elena Botnar din Rezina spune că, suferind acum 5 ani un atac cardiovascular, a așteptat 5 ore să fie internată în spitalul din localitate. Așteptare cu urmări grele pentru femeie. De atunci nu-și mai simte mâna dreaptă. Când am vizitat-o, era împreună cu lucrătorul social Casmed și coceau pâine. Dar nu aveam pâine și nici bani nu prea, dacă eu multe leacuri folosesc. Și ne-am cumpărat pâine și mai ieftin să iese, să nu cumpăr pâine, că nu are mata când vine la mine, că sunt mai mult ca mine. Și sufletește ei ca o pată la mine, ca pata mea. Vine și discutăm ce am nevoie, mă întreab ce să-mi cumpere, ce să facă, ce e maladeaț. Deja eu m-am deprins, am chiar astăzi, împlinim un an de zile de că nu crezi la Casmed și deja eu m-am deprins cu ajutorul pentru bătrânii. Până acum eu am lucrat vânzător, dar și acolo e obositor și aici e obositor, peste tot este obositor. Și deja eu m-am deprins cu dânsul că eu sunt conștient că eu toată dimineața trebuie să mă scol, să mă duc la cineva, să văd cine ce face. Să descurcă, nu se descurcă. Elena Botnar spune că, suferind de hipertensiune arterială și alte dureri, s-a adresat medicilor să fie internată pentru o cură de tratament, iar din lipsă de locuri nu a putut beneficia de aceste servicii, așa că a cerut bani de la rude să-și poată plăti un pat într-un spital privat și să-i fie administrate medicamentele necesare. Pot să-i dau cecurile care eu m-am cheltuit, cu leacuri, cu bolnița care înșesc aici, că înșesc, pentru mine loc la aici la bolniță nu era loc. Medicul de familie a zis că nu sunt locuri pentru mine să mă lecuiesc, dar ei îmi dă, nu terapie, în terapie eu am vrut. Dar acolo nu spune capinț, nu spune nică, dar eu am vrut în terapie, spuneți capinț, că sângele meu se îngroșează postăiana și îmi dă tensiune. Și cap mă doare. Și sunam la scoră și m-a tanichin că
cu dureri de cap. Și nu s-au mai văzut schimb core, dar după asta e dureri de cap la boala mea, să nu prost o mă doare. Asociația Casmed este în căutarea unei asistente medicale pentru cei 17 beneficiari din orașul Rezina. Problemă greu de soluționat în contextul migrației cadrelor medicale din țară. În prezent, asociația activează în 47 de localități din 11 raioane ale Republicii Moldova. Doar în raioanele Rezina și Șoldenești, asociația Casmed a deservit în ultimii 3 ani 1900 de vârstnici și persoane cu dizabilități, serviciile de îngrijire socio-medicală în aceste două raioane fiind finanțate de Crucea Roșie din Elveția. Pentru a oferi servicii de îngrijire la domiciliu, în perioada 2014-2017 a fost necesar un efort financiar total de circa 7 milioane de lei, 75% din costuri fiind finanțare externă, iar 25% contribuția autorităților publice locale și a beneficiarilor de servicii din regiunile țării. Iată beneficiarii cu care am discutat și chiar persoanele care nu beneficiază de aceste servicii ne-au spus că ei văd un asemenea exemplu, un asemenea model. Posibil sunt mai multe, dar acesta pentru ei este unul cel mai acceptabil, mai ales în sat. Și primarul de la Chimăuți ne-a spus că tot efortul care tot efortul pentru acești bătrâni al primăriei, al asociației Casmed și chiar a comunității care din sat vine în general pentru a îngriji acești bătrâni, dar așa s-a exprimat primarul de Chimăuți că numai îngrijirile medicale cât mă costă. Adică eu particip ca primărie, noi participăm cu contribuția la acest proiect, dar doar asistența medicală cât face, pentru că nu, noi știm care este accesul bătrânilor la sistemul de sănătate, mai ales dacă vorbim despre cei care nu pot ieși din casă. Revenim la Rezina. Deci angajarea acestei asistente medicale, cel puțin una, este o provocare și pentru Casmed și pentru primărie. Ce veți face în continuare? Pentru că am văzut că sunt oameni care au nevoie de această asistență. În Rezina, practic, suntem în căutarea unii mai mult de jumătate de an, da? Cu toate că se oferă un salariu, dar cred că mai bine ar vorbi doamna director despre motivația financiară pentru angajat, cât și celelalte oferte care se mai fac din partea angajatorului, dar nu în ultimul rând ar fi și satisfacția morală, pentru că poți să faci bani. Despre care se vorbea, au vorbit asistentele și asistența socială și asistența medicală. Dar iată, să muncești și să primești o satisfacție, să asiști locuitorii unde te-ai născut, unde trăiești, cred că este tot un lucru foarte important și aici ar trebui și noi, prin intermediul și a emisiunii dumneavoastră, să invităm potențialii participanți de a se angaja, ori potențialul angajat care ar apărea, să-și dea concursul și nu tot va găsi undeva. Deseori tot găsești acasă. Nu e atât de poate frumos ca într-o altă parte, dar asta e o poveste în altă parte. Aici e o realitate. Și realitatea asta, povestea o putem face noi singuri în cazul când ne dăm concurs și depunem și suflet. Înțelegem de unde se trage problema, că pleacă și cadrele medicale din țară, dar totuși cu ce ați putea să rețineți unul din acestea la Rezina? Da, aveți dreptate și domnul primar cunoaște situația că noi suntem într-adevăr în căutare unei asistente medicale, dar nu suntem interesați de oricine, dar de o asistentă care ar fi dedicată să lucreze cu vârstnicii și care îi place în primul rând să lucreze cu oamenii, că am mai avut diferite sunete din partea la asistente medicale, însă care își doresc să lucreze în birou sau își doresc să lucreze în centre de frumusețe, dar că noi le explicăm că condițiile ar fi să lucreze cu categoria noastră de beneficiari și anume cu vârstnicii. Avem solicitări foarte puține sau practic zero. Ce putem să oferim noi? Salariul este salariul cum așa mediu pe economie, dar e dependent foarte mult de numărul de vizite pe care reușește asistenta să-l facă. Din experiența noastră
Asistentele pe care le avem angajate au și salariul de 3 și 4 și 5 și 6 mii, în dependență de volumul de servicii pe care îl fac, fiindcă sunt asistente care sunt interesate să lucreze doar 3, 4, 5 ore, dar numărul de ore maxim pe care poate să lucreze un asistent pe zi este 7 ore. La fel, organizăm permanent sesiuni de instruire pentru asistente, că suntem interesați să dezvoltăm competențe, suntem interesați să prestăm servicii de calitate. La fel, permanent venim cu inovație, da? Cel mai inovativ concept pe care l-am adus în Republica Moldova este conceptul Kinesthetics, prin intermediul căruia am reușit să aducem mobilitate pentru persoanele imobilizate. Este un concept care necesită doar competență din partea asistentului medical și mai mult nimic, dacă să facem o paralelă între kinetoterapie, care implică mult mai mult. De asta ne interesează o persoană care este deschisă să învețe, care e gata să ofere sprijin, să ofere tot suportul necesar pentru persoanele în etate. Este foarte binevenită în echipa Casmed și o așteptăm cu mare drag. Revenind la subiectul pe care l-ați vizionat, ce concluzii putem trage pe marginea acestei emisiuni și pe marginea reportajului pe care l-am vizionat, astfel încât să ajutăm și telespectatorii să-și tragă niște concluzii proprii despre situația bătrânilor din regiunile țării. Serviciile care sunt existente acum pe piața Republicii Moldova sunt față de alte state, depinde cu cine să ne comparăm, dacă ne comparăm cu statele din Uniunea Europeană, atunci suntem la începuturi, în genere, serviciul de îngrijire la domiciliu și a luat avânt din 99, adică este un serviciu relativ tânăr, pe când în alte state are deja 50-100 de ani, evident că calitatea acolo este altfel și asigurarea cu servicii, accesul la servicii este mult mai mare decât îl avem noi actualmente în Republica Moldova. Sunt țări de la care noi încercăm să importăm experiență, la care ne aliniem, gen Austria sau Elveția sau Republica Cehă, unde au fost dezvoltate modele interesante pe care noi am putea să le preluăm și noi și să le aducem acasă, să le adaptăm la necesitățile țării și la posibilitățile financiare existente. Însă suntem extrem de plini de optimism că dacă îți dorești cu adevărat să dezvolți, să faci ceva, să oferi suport și, cum a menționat domnul primar, că bați în mai multe uși, cu siguranță ți se vor deschide. Și îndemnul meu ar fi și către mai multe organizații neguvernamentale să pună umărul alături de noi, alături de cei care deja există, ca să dezvoltăm cât mai multe servicii la nivel de țară, să asigurăm un acces absolut pentru toți cetățenii din țara asta. Aș vrea să mă adresez în epoca globalizării, migrației totale, aș vrea să mă adresez la nepoții, fiicele, feciorii bătrâneilor noștri din primăria orașului Rezina, plecând undeva peste hotare, hotărându-se să migreze undeva, obligatoriu să se informeze despre serviciile care le prestăm prin intermediul Asociației Casmed, serviciile de asistență medicală la domiciliu, servicii de asistență socială la domiciliu, și să nu stea rezervați odată ce își iubesc părinții, bunii, să se informeze, să se adreseze la primărie, să-i documentăm ca ei plecând undeva să-și lase cei dragi, cei scumpi, bătrânei, să-i lase în grijă unui program bine gândit, bine echilibrat, unde se lucrează și sigur dacă iarăși condiționez, dacă, dar nu trebuie să existe, că nu trebuie să existe rezerve în ideea de a-ți iubi aproapele. Tocmai de atâta trebuie să se documenteze, să adreseze la primării și plecând undeva să-și lase bătrânei informându-i foarte bine și că ei de obicei bătrânei ăștia strâng ultimii bani, nu vor să-i cheltui ca să-i țină pentru nepot, fecior, fiică care se va întoarce de psihotare și Doamne ferește nu va aduce bani.
Ei sunt mândri în sărăcia lor, dar ei trebuie să asistați să se descurce și ei pot fi asistați, anume printr-o eforturi comune, eforturi din partea nepoților, feciorilor, fiicilor și eforturi prin programele de asistență socială și medicală. Iată, asta e îndemnul meu. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ați venit la această emisiune și eu sper că prin această ediție vom ajuta primăria și Casmet să-și găsească și asistentă medicală aici la Rezina, dar și vom aminti a câta oară că chiar și așa, în situația grea în care se află Republica Moldova la acest capitol, se poate, dacă se dorește. Și se poate de ajutat bătrânii, cel puțin cei care au plecat peste hotare și i-au lăsat aici și știu că au vize de reședință și poate anume din cauza asta bătrânica sau bătrânilor, cealaltă nu poate beneficia de ajutor. Sau cel care i-a făcut vize de reședință în altă parte ca să obțină un imobil pe undeva prin alte regiuni, da? Și a uitat să-și perfecteze actele. De asemenea, să iau atitudine și să intervină, pentru că cel puțin asta putem face. Din puținul pe care îl putem face. Până atunci să sperăm că vom avea în câteva luni și acest studiu Sociopolis, realizat de Centrul Sociopolis, care să ne ofere mai multe date despre câți oameni au nevoie de asistență și îngrijire la domiciliu, câți prestatori avem în țară și toată informația necesară ca să poată acționa și autoritățile mai bine. Până atunci eu vă mulțumesc pentru atenție, stimați telespectatori, o seară frumoasă în continuare, la revedere!